Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știrea de ieri cu orașul Galați în topul orașelor europene unde se mănâncă cel mai bine ne-a intrigat. Mai întâi că am devenit realmente curioși și suntem foarte hotărâți să ne programăm o vizită de 3-4 prânzuri și câte cine cap acolo. Da, apoi că totuși n-am reușit să identificăm instituția care a realizat topul respectiv. Și am intrat la unele bănuieli. Mai ales că sunt informații că unele primării din această țară cumpără premii de tipul ăsta, în vrac. Plasare în topuri internaționale, în scop de marketing turistic. Ceea ce e așa, la limite, e într-o graniță. Ca intenție, adică să-ți promovezi orașul, nu e neapărat rău. Dar ca mod de realizare, e cel puțin discutabil. Și jurnalistul orădean Flavius Bunoiu s-a apucat meticulos să cerceteze diversele premii internaționale primite chipurile de unele orașe din România și cu care primăriile s-au lăudat în gura mare, potrivit principiului laudă-mă gură. Mai apare din când în când. Putare, oraș e în topul primelor 5 orașe din Europa în privința târgurilor de Crăciun. Și Craiova. De când au un târg de Crăciun faimos în Europa, serios, adică Viena, Berlin, Praga, astea și brusc la noi. Nu că nu s-ar putea, dar e o chestie nouă, apare deodată, de nicăieri. Da, așadar, există un anumit concurs. Best European Destination. Cea mai bună destinație europeană, la care câștigă mereu unele orașe românești. Și unde se plătește ca să se înscrie la concurs? Mai țineți minte cum își cumpăra Antena 3 premii internaționale? Da. Cam așa și cu primăriile. Și avem o listă din care spicuim. 2018. Sighișoara se înscrie în competiția cea mai bună destinație europeană 2019, inițiată de site-ul Best European Destination. Orașul primește o ofertă financiară excepțională din partea organizatorului. Reducerea taxei de participare cu 60%, astfel plătindu-se 4.480 de euro în loc de 9.980. 2019. O reducere. Cluj-Napoca, singurul oraș din România selectat în competiția cel mai bun târg de Crăciun din Europa, realizată de site-ul Best European Destinations. La final, locul 8. Jurnaliștii de la Ziar de Cluj s-au întrebat și ei cum o fi ajuns Clujul să concureze cu orașe precum Viena sau Praga, au trimis un mail la site-ul respectiv zicând că noi suntem de la târgul de Crăciun din Brașov. Cum facem să înscriem Brașovul și să fie și orașul nostru în această competiție atât de frumoasă? Felicitări, suntem excepțional. Nemaipomenit. Și drept răspuns, evident, Best European Destination ne-a transmis oferta financiară. Contract pe 1 sau 2 ani de zile cu diferite prețuri, în principiu în jurul sumei de 10.000 de euro. Dai 10.000 de euro, ești cel mai bun din Europa. În 2019, Sibiu, înscris în competiția Best European Destination, locul 8, cost pentru înscriere 9.980 de euro. Astea sunt costuri aprobate de consilierii locali, deci sunt plăți făcute prin votul consiliului local. Dar ideea de afacere este genială, nu te supără. Zici? Deci, ăștia au vândut locul 8 pe 10.000 de euro, să presupunem că se vând doar primele 10 sloturi, da. Că nu poți să vrei să fii în top pe locul 18. Corect. Primele 10 și dacă găsesc tântălei de ăștia să plătească câte 90.000 de euro. Bine, de fapt nu tântălei, că pentru ei sunt tântălei. Pentru cei care plătesc e o promovare până la urmă. Că la rândul lor sunt alți oameni, da, care zic, mamă, ce tare trebuie să fie. Trebuie neapărat, dragă, să ajungem la târgul de Crăciun de la Sibiu, îi spune letonul letonencii. Când citește topul. Letonencii. Dar să zicem, deci ei vând 7 sloturi cu 10.000 și bănuiesc că top 3 e ceva mai scump. Da. 15, 20, 30, deci probabil fac un 150.000. Nu vrei să facem un site de stat de topuri de... Bravo. De ce vrei tu? Da, corect. Ca da, să știi orașe. Că dacă plătești an de an, cred că primești bonus de loc. Pentru că, deci, în 2019, Sibiu plătește 10.000 de euro, ia locul 8. În 2020, Sibiu, în aceeași competiție European Best Destination, locul 6. Plată tot 10.000 de euro. În aceiași bani? Ah, da. 2021, Sibiu, locul 5. În Best European Destination. Tot 10.000? Presupun că da, nu mai am aceste date, dar... Am o veste pentru voi. În 2026 Sibiu va fi pe locul 1. Probabil că dacă faci abonamentul ăsta foarte lung, dar nu-ți mai au taxa aia de locul 1, te duc direct. Bun. 2021, cum ziceam, Craiova. Singurul oraș din România inclus în competiția pentru cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, ocupând locul 6. Înscrierea în competiție, 25.000 de euro.
i-au ars. E altceva, e Târgu de Crăciun, nu e destinație în general, e specific. Nu e ars, să știi, nu, prețul e bun. Bun. 25.000 de euro pentru locul 6. Da. Te mă, ești acolo cu... Corect. Și vezi că ei mai trec la derută și două, trei metropole. Ești o Londra, la... o... că îți dai seama că nu cred că se duc la Londra, la primărie, zic șeful, nu dai și mata 10.000 de pounds, apare într-un top de... 2022, anul acesta, deci a venit rândul Oradei. Oradea este singurul oraș din România nominalizat în competiția cea mai bună destinație europeană de turism, inițiată de site-ul Ați ghicit European Best Destination. Și cel mai mișto este că primăria Oradea susține că n-a plătit nimic. Dar acest jurnalist, cum spuneam, Oradean Flavius Bunoiu, găsiți mai multe pe site-ul lui bunoiu.ro, cere oficial actele, e refuzat, dă în judecată municipalitatea și evident găsește o plată făcută de Oradea către același European Best Destination. Deci, bun, acum... ca să încheiem. Toate sunt orașe foarte frumoase. Le iubim pe toate. Sunt merită vizitate și cunoscute fără niciun fel de îndoială și merită și premiate. Pentru una sau alta. Adică Cluj-Napoca merită premiul pentru garsoniere mici și foarte mici, de pildă. Nu putem condamna o municipalitate care încearcă să-și promoveze comunitatea și orașul. Dar nu au făcut nimic greșit. Băi, aici e treaba. Știi, cumva să-ți cumperi singur premii ca să te lauzi apoi cu ele... nu cred că e ilegal, dar e foarte trist. E marketing trist, până la urmă. Cum? E marketing până la urmă. Da, e ceva... de a-ți promova orașul. Trist, lipsit de imaginație. Ceva în care, contrazice sensul competiției și valoarea felicitărilor. E ca și cum, știi, România, pentru că noi nu putem să ne calificăm la campionatul european de fotbal, organizăm noi un campionat european aici cu echipe de ale noastre, zicem că e campionatul european și ne dăm singur o cupă și zicem, am câștigat cupa campionatului european Semi nu știu ce. Adică, serios, e jalnic, e trist, e... Păi da, dar pe și... de altă parte, scuză-mă, da. Scuză-mă, exemplul lui Luca e foarte bun cu Letonul și cu Letona. Dacă stau ei și discută și găsesc orașul Chitila, dau un exemplu, da? Găsesc Chitila peste 2 ani într-un clasament de ăsta lângă ce Viena, Londra și Berlin. De ce să mergem păi la Londra? Seama ce discuție în familie acolo, dragă, trebuie să mergem și noi la Chitila. Da, eu să nu, vedem cazarea mai ieftină decât la Londra și la Viena. Și uite, târguie da, ca lume. Da, gândiți că niște edili care au senzația că am prieten aceste, la Chitila de asta. Dacă aceste topuri sunt preluate de presa internațională și apar și că presa letonă este full de, băi, ați văzut ce s-a întâmplat? Deci Craiova este în topul târgurilor de Crăciun. Unde sunt orașele noastre frumoase din Letonia, cum le-o chema pe ele? Problema e că nu prea nimeni astfel de știri. Numai ăia care le cumpără, le dau la ei, la presa din orașul respectiv și după aceea le mai preia câte cineva prin țara aia. Dar nu mă crezi că Marea Britanie e The Times. Ia mă, ia cea... dar nu știu dacă dai pe hai Google... Hai să mai vedem. Ce a mai făcut European Best Destination anul ăsta? Nu e vorba ăsta de European. E important dacă scrii Best Christmas Fair sau cum se cheamă pe best. Google. Da. Dacă apare în top 5 topul ăsta, scrie. În top 5 rezultate. Da. Și e Craiova acolo, ai lovit frumos. Cu SEO. Da. Chiar ar merita plătiți mai mulți bani pentru asta, nu? Ia de tu best, nu știu ce. Acum și... mai vorbiți puțin. Da, și apropo, vezi că se fac în continuare înscrieri. Dacă vrei, am putea să spunem și redacția Europa FM este cel mai vizitabil oraș, cea mai vizitabilă redacție din toate redacțiile de radio din Europa și veniți la noi să ne vedeți. Deci când scrii Best Christmas Fairs in Europe pe Google, da, primul rezultat, acum nu știu dacă ne auzi până că vorbim, așa. europeanbestdestinations.com. Nu păi despre... la European Best Destination e organizatorul. Vezi dacă scrie în The Times, în Independent, păi nu contează, în Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vlad, eu dacă vreau să mă duc la târgul de Crăciun, caut pe Google alea, pe bani. Unde e cel mai bun, nu caut Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deci tu așa călătorești? Deci ia să vedem noi, Luca, cu Oana. Ia să vedem noi la ce târg de Crăciun excepțional mergem noi. Uite, pe primul loc anul ăsta, eu cred că o să ajungi prin Lugansk pe undeva. Pe primul loc e Budapesta. Da. I-or fi dat bani. Da, locul al doilea, Basel, exclus să dea bani. 3 Metz. 4 Viena. Te uiți pe topul lor. 5 Montbeliar. Deci oamenii aia... 6 Craiova. Da. Deci gata, oamenii aceia de la European Best Destination
Ei pe oameni ca tine se bazează. E cu poze. Pentru afaceri. Deci asta e problema ta. Tu nu faci afaceri din astea că ziceai să facem o afacere. Tu nu faci afaceri de genul ăsta pentru că tu ești subiectul unor afaceri de genul ăsta. Nu te poți pune în partea cealaltă. Tu ești ăla care dă bani pentru asta. Pentru înțelegi? Numele lui Dumnezeu, așa caută oamenii în ziua de azi. Tu crezi că oamenii, tu ești jurnalist, tu vezi lucrurile altfel. Nu vorbesc la modul cel mai serios. Acum te rog frumos să nu mai râzi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.